Hollywoodul o să tremure de frica românilor și nu-s vorbe mari. O generație nouă de actori și regizori amenință industria filmului american. Sunt talentați, sunt originali și sunt tineri. De fapt, foarte tineri. Și tocmai au lansat primul lor film în cinematografe. Ei sunt copiii care vor să mute capitala filmului în România. Au idei, au voință și au tot viitorul în față. Aici par niște copii la joacă. Câteva minute mai târziu începe intriga. E grozitor. Trebuie neapărat să... Vor să demoleze parcul, să-l șteargă de pe fața pământului. Trebuie să facem ceva acum. Aici începe acțiunea. Nu, buldozerul, cei, nu te lăsăm să treci. Du-te la tine acasă și lasă-ne pace. O să apărăm parcul cu orice preț. Urmează un protest cum nu ați mai văzut niciodată. Acțiune, emoție, suspans. Filmul copiilor le are pe toate. În plus, are și un mesaj puternic. Mesajul filmului în care am jucat eu a fost că este vorba despre un parc care vrea să fie demolat și transformat într-un mall și niște copii trebuie să-l salveze. Mesajul filmului a fost pentru că parcul trăiește, dar mallul e construit de oameni. Adică copacii respiră, plantele ne ajută, dar mallul nu prea. Din fericire, este un film cu happy end. În final am reușit să salvăm un parc în care trebuia să se facă un mall. Și am reușit, ne-am pus în fața buldozerului și am salvat parcul. După ce au terminat primul film, micii actori se simt deja pregătiți pentru Hollywood. A fost frumos că am stat în fața camerei. În film am avut un rol destul de agitat, deoarece a trebuit să fiu tot timpul în priză, să mă duc pe acolo, să alerg, să prindem buldozerul. E ușor să fii actor. Așa, deoarece ai nevoie de talent, ai nevoie de puterea de a învinge emoțiile, ai nevoie de mai multe calități care sunt elementare. Cât timp ai stat tu la film? 2 ore. 2 ore? Și ți-a părut greu? Puțin, că era și foarte cald. Cum este să fii actor? Foarte bine. De ce? Că în viață o să câștigi mulți bani de la reclame. Deja a devenit obișnuință, m-am pac ușor cu camera și cu colegii de film. Nu ai emoții? Nu mai am. Am avut în primele 2-3 filme, acum s-au cam estompat. Aceasta a fost doar prima aventură a micilor staruri de cinema. În al doilea film pe care îl pregătesc, mini-actorii joacă roluri de brutari în producția Pâinea Integrală se întoarce. După ce